În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți prieteni, doar câteva reflexii să avem pe marginea praznicului de astăzi, un cuvânt scurt, succint, despre ce înseamnă Sfântul Ioan Botezătorul pentru noi, fiindcă este unul dintre sfinții căruia îi prăznim atât nașterea, cât și tăierea capului, practic nașterea și adormirea. Așa este și în cazul sărbătoririi Maicii Domnului, sărbătorim nașterea și adormirea ei. Și iată cum cu Maica Domnului începe anul bisericesc și cu Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul se încheie anul bisericesc, anul calendarului bisericesc, să spun așa, în Sfânta și Îndrepăritoarea noastră biserică. Sfântul Ioan Botezătorul, ne spune biserica, stă de-a stânga Mântuitorului și Maica Domnului stă de-a dreapta sa în Împărăția Cerurilor, iar dacă Sfântul Ioan Botezătorul este mai degrabă justițiarul, să spun așa, cel care vine cu dreptatea, Maica Domnului vine cu mila, cu compasiunea, cu mărinenia și mărinenia copreșește și știm totul. Maica Domnului este în stare să schimbe hotărârea lui Hristos în favoarea noastră. Această schimbare a hotărârii lui Hristos în favoarea noastră se va face precum la nunta din Cana Galilei, în care Maica Domnului a generat o minune care nu era programată atunci, apa prefăcându-se în vin la rugămintea ei. Sfântul Ioan Botezătorul este așadar prorocul care leagă Vechiul și Noul Testament. E pentru noi prorocul reper, e o personalitate puternică. Este Sfântul care leagă cele două părți ale Sfintei Scripturi, Vechiul și Noul Testament. Este cel care l-a botezat pe Mântuitorul Hristos în Iordan, deși Hristos n-avea nevoie de acest botez. Sfântul Ioan Botezătorul a botezat cu botezul pocăinții spre iertarea păcatelor, a și îndemnat la pocăință, a îndemnat la iertarea păcatelor și atunci dacă Sfântul Ioan Botezătorul a îndemnat la iertarea păcatelor prin botez, evident că acest botez al pocăinței a avut atunci valoarea sa simbolică, dar evident că botezul creștin s-a inaugurat mai târziu, atunci când Mântuitorul Hristos zice cine nu se va naște din nou din apă și din Duh, practic nu devine membru al bisericii, n-are certificatul de naștere duhovnicească. Noi ne naștem de două ori, ne naștem odată biologic, dar ne naștem duhovnicești în primul rând prin botez, pentru că botezul ne naște în Sfânta Ortodoxie. La Sfântul Ioan Botezătorul mi-a plăcut motivația lui, ca să mă exprim în psihologie, în termenii psihologiei zilelor noastre. Sfântul Ioan Botezătorul a fost motivat să meargă pe drumul lui Hristos. A avut un caracter puternic, a avut curaj, a avut determinare, a avut dinamism. Sfântul Ioan Botezătorul nu s-a temut. Iată că praznicul de astăzi ne vorbește despre tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. De ce i s-a tăiat capul? Pentru că a avut curajul să atragă atenția asupra incestului, asupra unei relații incestuoase. Irod o avea ca parteneră pe cumnata sa, pe soția fratelui său, pe Irodiada, soția fratelui său Filip. Relație incestuoasă, nepermisă de nu numai de credință, nu este permisă nici de convenții de sociale într-o societate normală și firească. Din nefericire însă, nu la acest capitol vorbesc, dar societatea în care trăim ne propune multe lucruri în neregulă și vrea să inverseze ceea ce a făcut Dumnezeu, care a lăsat, știm bine, singura căsătorie validă, aceea dintre un bărbat și o femeie, care a lăsat o educație firească pentru copii, multe lucruri bune, folositoare ne-a mai lăsat Dumnezeu. Societatea în care trăim vrea să le schimbe, lumea de astăzi din ce în ce mai secularizată, având de multe ori și concursul decidenților, concursul celor care conduc și care de multe ori nu l-au pe Dumnezeu în programele lor, nici de viețuire, nici politice, nici electorale, această lume vrea să schimbe ordinea firescului. Ori Sfântul Ioan Botezătorul pentru asta s-a luptat, pentru normalitate, pentru credință. Ce a făcut Sfântul Ioan Botezătorul? Spunea, pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția Cerurilor. Și ne putem pune întrebarea, dar oare mai e actual ce zicea Sfântul Ioan Botezătorul? Mai trebuie să ne pocăim noi? Oare pocăiți, spun unii, nu înseamnă cumva sectanți? Total greșit.
Și e greșit pentru că de multe ori lumea nu e atentă la cuvânt în biserică. Este greșit pentru că nu se face suficientă catehizare. Aici, slavă lui Dumnezeu, se face din plin, dar vorbesc în general, e nevoie de mai multă învățătură prin prisma catehizării și de mai multă atenție din partea oamenilor. Înainte, apostolii le vorbeau oamenilor zile și nopți întregi și lumea nu se plictisea. Hristos rostea cuvânt îndelung, oamenii nu se plictiseau. Acum oamenii stau cu orele la grătare, în fața navetelor de bere foarte rece, la petreceri, dar când vine vorba despre cuvântul lui Hristos, survine plictiseala, survine rutina. De ce? Pentru că viața noastră însăși este o plictiseală de multe ori, pentru că așa o generăm. Am întrebat nu cu mult timp în urmă pe cineva ce mai face și mi-a răspuns că nu știe. Omul nici nu mai știe ce face. Nu știe pe unde este. E o confuzie, e un haos total. Se vine la biserică și dacă îl întrebi pe om ce Evanghelie s-a citit sau despre ce s-a vorbit, o să dea din colț în colț zicând că nu prea știe. Ori așa nu-i normal. Să nu fii atent la cuvântul lui Dumnezeu înseamnă să-L tratezi pe Hristos cu ignoranță. Să-L tratezi pe Hristos cu detașare, cu nonșalanță, cu indiferență, cu nepăsare. Cum ar fi ca la ziua de naștere a cuiva să vină un prieten și în 3 minute să plece? Cum ar fi? Cum ne-am simțit? În maniera cea mai rea, să zic așa, am fi tratați cu lipsă de respect, cu dispreț, așa e tratat, din păcate, Mântuitorul zilele noastre. Și necunoscându-se cuvântul său, bineînțeles că oamenii inversează teoria valorilor firescului și vor să aducă anormalitatea în locul normalității și minciuna în locul adevărului. Oricum, niciodată întunericul nu va putea birui lumina, pentru că lumina este cea care biruiește tot timpul. Așa că Sfântul Ioan Botezătorul pentru lumina a luptat și a zis, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Cu riscul pe care și l-a asumat, pentru că acolo a dus până la urmă afirmația sa tranșantă, deci cu riscul tăierii capului, cu riscul uciderii, al plecării din această viață pentru a câștiga viața veșnică, Sfântul Ioan Botezătorul i-a spus lui Irod, tranșant, clar, nu ți este îngăduit să iei de soție pe soția fratelui tău. Nu poți să trăiești cu cineva din familie. Așa trebuie să spunem și noi, tranșant, în zilele noastre, fără a vrea să demonstrăm nu știu ce mărturisire mare am face noi, pentru că aceasta e normalitatea, dar trebuie să spunem că avortul și eutanasia nu sunt drepturi, sunt închipuirea imaginației omenești. Nu, uciderea nu poate fi un drept. Trebuie să spunem că devianțele împotriva firii nu sunt drepturi, ci sunt păcate. Sunt drepturi inventate de această societate care e supusă patimilor și păcatului. Trebuie să spunem că o educație a copiilor care să nu includă biserica nu e în regulă. Pentru că dacă n-ai învățătura lui Dumnezeu, nu ai ceea ce trebuie să mergi pe coordonata normală. Trebuie să spunem că omul care se pregătește să plece din lumea aceasta, fiind foarte bolnav, și nu iată pe aproapele său, nu e în relație cu Dumnezeu, e în afara relației cu Dumnezeu. Trebuie să spunem că nașii, de exemplu, care se angajează să fie părinți spirituali și își disprețuiesc finii, nu îi îndeamnă spre credință, nu procedează în regulă. Finii care și-ar disprețui nașii, părinții spirituali, nu se află pe calea firescului. Părinții care își abandonează copiii, nu sunt pe un drum vrut de dorit de Dumnezeu. O mamă care vrea să-și spună mamă, dar care se gândește să săvârșească păcatul, uciderea avortului, nu-și poate asuma acest nume înaintea lui Hristos. De aceea aceste lucruri cu care se confruntă această societate, care de multe ori mai spune omului să se ferească de biserică, vezi, Doamne, să nu se îmbolnăvească în biserică. Unde? La izvorul vindecării. Deci lucrurile astea sunt total în neregulă și avem nevoie de mai mulți Ioan Botezătorul, de Ioan Botezătorul care să vorbească în primul rând cu viața lor, eu spre, din nevrednicie și din stare de păcătoșenie în care mă aflu, nu pot să expun un astfel de cuvânt, pentru că n-avem viața Sfântului Ioan Botezătorul, dar totuși adevărurile acestea trebuie subliniate, fiindcă s-a ajuns aici pe o credință laxistă, pe o credință ușuratică, ușoară și ușoară în ceea ce privește abordarea din perspectivă mentală și sufletească. Noi nu trebuie să ne mulțumim numai dacă avem o biserică plină, cum este la fișele de rating de audiența televiziunilor pe un anumit interval orar de câteva minute. Noi trebuie să fim cât de cât satisfăcuți, bucuroși, dacă oamenii din biserică ar fi catehizați, dacă ar ști cu ce se mănâncă,
așa cum e vorba cuvântului Dumnezeu, și aceasta se mănâncă numai în smerenie, în bunătate, în dragoste, în iubire, noi ar trebui să fim bucuroși dacă credincioșii noștri devin practicanți și în viața de zi cu zi, și dacă nu înjură de 50 de ori pe zi la semafor, dacă nu se ceartă pentru un leu la întreținere, la factură, dacă nu ajung să se dușmănească cu vecinii, dacă nu ajung să nu vorbească cu rudele cu zecile de ani, dacă nu ajung să intre în procese interminabile și să se judece pentru toate nimicurile, umplând și instanțele de judecată și în același timp agonisindu-și și o sândă înaintea lui Dumnezeu, dacă nu se întâmplă aceste rele, atunci putem să ne declarăm cât de cât bucuroși, să știm că am avut rezultate în ceea ce am spus. Altfel, trebuie să-L auzim în urechile inimii permanent pe Sfântul Ioan Botezătorul, care le-a spus ostașilor, mulțumiți-vă cu lefurile voastre, nu fiți corupți, nu i-a supris pe oameni. Oare politicienii acestei lumi nu trebuie să-L audă pe Sfântul Ioan Botezătorul când spune, nu-i dezamăgiți pe oameni, nu-i împovărați cu facturi astronomice, nu le îngreunați viața, nu le creșteți costul vieții, pentru că și ei au dreptul să trăiască decent, fiind cununa creației. Așa că oamenii ar trebui să-L audă în urechile inimii pe Sfântul Ioan Botezătorul, care le-a spus vameșilor, cei care percepeau taxe și impozite, nu-i mai împovărați pe oameni, luați doar ce vi se cuvine. Iată că era adeptul dreptății. Iubiți prieteni, Mântuitorul Hristos despre nimeni nu vorbește atât de frumos cum vorbește despre Sfântul Ioan Botezătorul. Zice Domnul, ce ați ieșit să vedeți în pustie? Trestie legănată de vânt? Sau vreun om îmbrăcat în haine moi? Ce ați ieșit să vedeți? Cu alte cuvinte, ați ieșit să vedeți un om nehotărât? Vreun indecis? Vreunul care se schimbă după cum bate vântul? În niciun caz. Dar ce ați ieșit să vedeți, zice Hristos, un proroc? Și tot Iisus completează. Adevărat vă spun vouă, mai mult decât un proroc. Pentru că dintre toți cei născuți din femei, nu s-a născut unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Și totuși, ca să ne dea nouă putere, optimism și dinamism în credință, Hristos completează și zice, cel mai mic în împărăția cerurilor e mai mare decât El. Deci cum veți fi dacă vă mântuiți ca Ioan Botezătorul în împărăția cerurilor? Că acolo lumina nu se dă cu porția. Acolo lumina nu se dă cu rația. Acolo nu-i ca rația din vechiul regim în care primeai un kilogram de zahăr pe lună sau cât era. Acolo e altceva. Lumina e luată din prea plin de către toată lumea care ajunge acolo, de oameni care ajung, de sufletele celor mântuiți. Pentru aceasta, în schimb, viața trebuie să fie una curată. Și părinții trebuie să transmită copiilor valorile, copiii să ajungă să asculte de părinți ce spune prorocul Zaharia despre Sfântul Ioan Botezătorul. Că va întoarce inimile părinților la copii și pe cei neascultători în Duhul neprihănirii. În Duhul neprihănirii. Inimile părinților s-au îndepărtat de copii în sensul că nu mai este aceeași învățătură dreaptă de multe ori. Iubiți prieteni, și nașterea Sfântului Ioan Botezătorul a avut loc în timp minunat, știm că Sfânta Elisabeta și preotul Zaharia, în vârstă fiind, nu puteau să aibă copii. Știm bine cum Zaharia, fiind preot, era rândul său să tămâieze în templu, a fost înștiințat de înger că soția sa va naște prunc, n-a crezut, a rămas mut și la 8-a zi i-au pus numele Ioan, cum Arhanghelul îi spusese Sfântului Zaharia. Iată că această familie sfântă, Sfânta Elisabeta, Sfântul Zaharia, Sfântul Ioan Botezătorul, vine ca o complementaritate, ca o completare așa la o altă familie minunată, pentru că bătrânul într-o înțelepciune Iosif și preacurata Fecioară Maria, practic, s-au îngrijit în copilărie de Cel care este Dumnezeu din veci, făcut și Fiul al omului, întrupat de la Duhul Sfânt din Maria Fecioară, Mântuitorul Hristos, venit să răscumpere păcatele noastre. Doar câteva aspecte să mai subliniem în încheiere, și anume că Sfântul Ioan Botezătorul se mai remarcă prin ceva, prin smerenia sa. Ați văzut ce a spus? El trebuie să crească, adică Hristos, și eu să mă micșorez. Câți dintre noi, zicem, la serviciu, la locul de muncă, în relațiile interumane sau în familie, soțul soției sau invers,
să crească el sau ea și eu să mă micșoresc. Adică să-i permit și celuilalt să fie în centru atenției puțin. Nu numai el. Dar mi-e teamă că egoismul e piatra de moară legată de gât și noi nu permitem celuilalt să crească. Vrem totul numai pentru noi. Ce a mai zis Sfântul Ioan Botezătorul despre Hristos? Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Atenție! Noi suntem încă în împărăția mielului. Încă avem parte de pace, bucurie, iubire și toleranță. Când Hristos va veni ca judecător, se va deschide cartea. Și nu e o amenințare, pentru că nu ne judecă Dumnezeu. Pe noi ne judecă faptele noastre. Judecata de apoi nu înseamnă judecata lui Dumnezeu, ci judecata bazată pe faptele noastre, pe care Dumnezeu doar le constată. Omul se judecă. Omul se osândește. Omul își agonisește iadul. Dumnezeu nu vine cu iadul pentru nimeni, pentru că nu Dumnezeu a creat iadul. Omul l-a creat în colaborare cu cel rău, la inițiativa celui rău. Prin urmare, judecata înseamnă asumarea de către om a păcatelor săvârșite. Așadar, Sfântul Ioan Botezătorul a știut să se smerească, a știut să se coboare și să spună că suntem în împărăția mielului și iată că mielul lui Dumnezeu a venit să ridice păcatul lumii Mântuitorul Hristos. Și totodată, tot Sfântul Ioan Botezătorul nu voia să-L boteze pe Iisus, conștientizându-și nevrednicia, dar Domnul Hristos a zis, lasă-mă acum să împlinim toată dreptatea, că așa se cuvine, adică tot ce este scris, și Ioan Botezătorul l-a ascultat, dându-ne și nouă pildă de ascultare, exemplu de ascultare, model de ascultare. Sfântul Ioan Botezătorul, rămânând orfan de mic, a locuit în pustie, în peșteră, s-a îmbrăcat în haină de păr de cămilă, încins cu brâu de curea, hrănindu-se cu lăcuste și miere sălbatică. Iată ce viața austeră a dus Sfântul Ioan Botezătorul. Autoritățile acestei luni n-aveau de ce să-l priveze, pentru că Sfântul Ioan Botezătorul oricum trăia în austeritate. Ne raportăm acum la timpurile noastre. Și dacă Sfântul Ioan Botezătorul ar fi fost astăzi printre noi, cuvântul lui oricum este, trebuie să-l auzim mustrând foarte puternic păcatele acestei lumi, care pare din ce în ce mai îndepărtată de Dumnezeu și din care facem parte și noi ca atitudine, pentru că de foarte multe ori nu suntem pe făcașul normal, nu suntem pe tărâmul firesc, nu suntem pe calea pe care trebuie să fim. Așadar, ca o concluzie, trebuie să știm trei lucruri scurte și încheiem. În primul rând că Sfântul Ioan Botezătorul l-a avertizat pe Irod că această relație incestuoasă nu poate fi acceptată, inadmisibilă din perspectiva credinței, a moralității, a firescului, a normalității. I s-a tăiat capul Sfântul Ioan Botezătorul, plecând din această lume într-o manieră mucenicească, așa cum i-a fost și viața, o viață martirică, sublimă, sfântă, și Sfântul Ioan Botezătorul s-a așezat de-a stânga Mântuitorului în Împărăția Cerurilor, de-a dreapta-i Maica sa, de-a dreapta lui Hristos. Iată, Iisus flancat de Maica sa și de Sfântul Ioan Botezătorul și Luceafărul iubirii în mijloc. Cât de frumos este acest peisaj, trebuie să ne imaginăm, să știm așadar că Sfântul Ioan Botezătorul a tras atenția și când i s-a tăiat capul la beție, în culmea desfrânării, când Irod petrecea din belșug, când fata Irodiadei a jucat pe placul său acest dans care s-a completat cu desfrânarea la o petrecere dezlănțuită, a generat uciderea. Vedem și în zilele noastre la petrecerile acestea fără sfârșit, care se soldează cu persoane care se droghează, cu crime, cu ucideri, cu violuri, ferească Dumnezeu câte nu se întâmplă. În al doilea rând trebuie să spunem că Bartolomeu Anania, vrednicul nostru de pomenire mitropolit, a arătat o scenă extraordinară reprodusă de la Ioan Marin Sadoveanu, de la un scriitor, și imagina Ion Marin Sadoveanu cum Maica Domnului se plimba cu Sfânta Elisabeta și amândouă nu-și mai simțeau umbra, pentru că erau luminate de sorii din interiorul lor, din pântecele lor, Maica Domnului de către Mântuitorul Hristos, Sfânta Elisabeta de către Sfântul Ioan Botezătorul. Și nu în ultimul rând, să postim astăzi cine poate mai aspru, fiecare evident după putința sa,
să postim cu gândul la Sfântul Ioan Botezătorul, nu pentru că are el nevoie de postul nostru, ci pentru că noi avem nevoie de această minimă așeză, pentru că dacă vom posti, așa cum se cuvine, cu adevărat, ne va răsuna în urechile inimii glasul care zice pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, pentru că Sfântul Ioan Botezătorul a fost glasul celui ce strigă pustie, pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Vă dați seama, Sfântul Ioan a fost un fel de purtător de cuvânt al lui Hristos. Cel care l-a făcut cunoscut ca persoană publică, cel care a ieșit și a vorbit despre Domnul și alții îi spuneau că El este Iisus și nega pe bună dreptate și zicea, nu sunt eu lumina, lumina vine acum. Deci iată cum Sfântul Ioan Botezătorul a fost un proroc al luminii, un prevestitor al luminii. Și noi trebuie să ne dorim să fim lumină pentru ceilalți, să prorocim lumina, să profețim lumina prin viața noastră. Dar tare mi-e teamă că la josnicia vieții care e dusă în lumea zilelor noastre, este foarte greu să se ajungă la o astfel de atitudine dacă omul nu își schimbă radical viața. Pentru că, de exemplu, ofertele pentru vacanțe, concedii, plecări, rămân bine în memorie, ofertele de la mall-uri rămân foarte bine în memorie, reducere de discount-uri de la mașini, haine, mobilier, se ține minte foarte bine când vine vorba despre Cuvântul lui Dumnezeu, să mai căutăm pe Google, să mai căutăm și tocmai atunci se întâmplă să n-avem semnal, că nici la rău nu stă degeaba. Prin urmare, să ne gândim cu atenție la Sfântul Ioan Botezătorul și să nu mai dăm vina numai pe diavol pentru ignoranța noastră, e și vina noastră că ne place nevinirea. Că mulți zic diavolul de vină, dar mă tem să nu-l auzim pe cel rău zicând, mie nici prin cap nu mi-a trecut așa ceva, cum l-a auzit călugărul care vroia să-și coacă un ou la lumina lumânării. Și a dat vina pe diavol și s-a auzit diavolul zicând, mie nu mi-a trecut prin minte ce ai putut să te pitești tu ca om. Prin urmare, e bine să ne aplecăm mai mult asupra modelului Sfinților, asupra prototipului. Eu am bucuria că ne facem datoria să spunem, cum zice Mântuitorul Hristos, cine are urechi de auzit, să audă. Aici este frumos că s-a ușurat puțin de tot și misiunea unui preot care nu trebuie să pună cu forța cuvântul în mintea și inima cuiva. Mintea și inima trebuie să se deschidă. Bineînțeles, preotul are responsabilitatea să deschidă ușa minții și a inimii. Nu știu în ce măsură știm să ne achităm de această responsabilitate, dar să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dea cuvânt care să ne folosească. Sfântul Ioan să ne ocrotească pe toți spre slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.